Салут, prieten, sunt Mihai Stepanov, video nou. De mult așteptam să se înceapă promoția de înregistrare în proiectul Nexus Global. Deci undeva două săptămâni în urmă era informația că vă da start. Compania Nexus Global este din Germania. Fondatorul oficiul, primul oficiul, deci o să fie foarte multe oficii, s-a început din Bulgaria. Pentru că în Germania e mult mai strict cu organizarea documentelor, deci ei au început ca să nu întindă cu startul. Deci uitați, de pe 28 martie, acum e 29 când fac acest video, s-a început înregistrarea în proiectul acesta. Prin ce este interesant acest proiect? Prin aceea că aici, deci ei au site aparte făcut, 8 crypt, deci 8 direcții pe un site. De, deci 8 afaceri într-un loc. Deci, care sunt aceste afaceri, dacă repede? Deci, primul, mining, deci unde se poate de dobândit monetă dacă dorim la procent. Deci se face investiții în putere, utilajul este la ei până la 30% pe lună. A doilea fel de câștig, schimb valutar între criptomonete, mai multe monete, euro, dolar, la ei direct. Deci nu trebuie de făcut prin alte site-uri, deci ca să nu pierdem. Deci am dorit să schimbăm, eu știu, Bitcoin pe ceva, putem schimba aici. Altă direcție este trading-ul. Deci ei au o programă care lucrează automat. Pe urmă este ICO, va fi la ei. Крипто-казино во Мафи, пиурма, опционе бинаре, лафел во Фи, алты дирекции, париур крипто, ин крипто, дичи онлайн. Ши ультима, вензерли пи Форекс, дичи опт дирекции, опта фаче. Кум фаче мы регистрали, дичи ше форте импортант. Sunt unele nuanțe și acum le voi arăta. Deci uitați-vă atent. Deci, când ne înregistrăm, deci sub acest video, aici nu e link de referal, deci este cod. Deci trebuie atent să înțelegeți unde și cum introduceți codul cel. Când apăsăm pe linkul care e sub acest video, deci el este linkul de trecere la site. După aceea ce am trecut la site, apăsăm în sign up. Și atenție, pe, pe un calculator maxim 3 înregistrări. Deoarece aici este binar, 3 înregistrări, cine cunoaște principiul binar. Faceți triunghiul de aur, dacă doriți, nu mai mult. Deci, indicăm la înregistrare e-mail-ul, IP-ul. Pe urmă, login-ul care îl doriți. Iar aici introducem acel cod de care am spus, deci el va fi mai jos în descriere sub video, deci în primul rând va fi acest link, iar în al doilea rând va fi codul. Deci codul el este așa ceva, îl copiați și îl plasați aici, fără cod nu se poate făcut înregistrare. Deci atenție. Și apăsați pe signal. Acum, aici ea trebuie de introdus un cod care vine pe e-mail de verificare. Deci vă duceți în e-mail.
Așteptați să vină codul. Acum e posibil să fie foarte multe înregistrări, din care cauză să meargă mai încet. Site-ul ori e-mail să vină mai întârziu. Deci, în primul rând, trebuie să așteptăm acest cod. Vedeți, el a venit așa o scrisoare. Confirmation your account. Unde? Uitați-vă. Este un astfel de cod care îl copiați. Poate depăsat pe acest link, el automat o să vă trimită, sau copiați codul, vă duceți aici și îl plasați în spațiul acesta. După aceea apăsați pe Run Script. După aceea, aici creați parola. Deci asta e important, să nu uitați că trebuie făcut parola. Și repetați. Mai jos apăsați că nu sunteți robot și apăsați OK. După aceea, puteți deja intra unde indicați e-mail-ul. Și uitați-vă, atenție, nu faceți greșeli. Și parola. Dubla autentificare, codul acesta. El va fi posibil de instalat mai târziu, deci acum nu plasați nimic aici. Doar aici scriem parola. Și apăsăm pe login. După aceea pe noi ne trimite în interior. Deci uitați-vă. Aici site-ul este versiunea a doua. Deci atent pe ce apăsați. Deci ultimul buton nu vă recomand să-l apăsați, deoarece el vă aruncă la versiunea precedentă, care era foarte complicat. Deci pe noi ne interesează, uitați-vă. Acestia, butonul al patrulea, unde noi găsim codul acela care ne trebuiește ca să invităm oameni. Deci intrăm în direcția aceasta și pe urmă în direcția info. Aici ea. Uitați-vă. Informația la login care l-aveți când v-ați înregistrat și acesta e codul de înregistrare. Deci mai sunt două coduri. Dacă vreți direct să plasați persoana, deci care vă trebuie în piciorul stâng ori în dreapta, deci cine știe binarul se creează din două picioare. Atunci alegeți dacă vreți în stânga, acest cod îi dați persoanei date, dacă în dreapta acest cod, iar acest cod el automat repartizează stânga-dreapta, stânga-dreapta, la rând. Deci, dacă oamenii se înregistrează, deci eu inițial am început cu acest cod. Pe urmă o să văd cum se dezvoltă la mine picioarele și deja când o să vreau să reglez, o să încep a da acest cod mai concret. Deci, asta e situația. Alt moment că pe acest site
Deci uitați-vă, Nexus Global. El, prin ce el este interesant, că aici este card Visa pentru plată. Deci pachete aici sunt, uitați-vă, de la $25 până la pachete de sume mari. Până la $50,000. Deci închipuiți-vă $50,000, 30% pe lună, asta $15,000 pe lună să faceți. Deci, echipa aici se poate văzut, uitați-vă ce vor fi, Visa și Mastercard. Dar ce înseamnă Visa și Mastercard? Deci, dacă ați făcut plata prin Visa și Mastercard, dacă ceva s-a întâmplat, în timp de 6 luni, banii puteți să recuperați. Deci asta mult spune despre ce companie este foarte serios. Este Pair, transfer bancar, Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Deci, până când faceți doar înregistrare și apoi în alte video voi arăta alte direcții. Deci acum abia să deschide înregistrarea. Alte lucruri până când îmi interesează, puteți mai intrați la settings, în principal în ultimul nu intrați. Ca să ieșim de pe site, apăsăm pe logov. Companie germană, de pe unei traduceri poate că este germană, engleză. Încă nu engleză, dar engleză se vede că ceva cu greșeli s-au tradus, dar nu-i problemă. Deci cam atât ce am vrut spune, numai bine.